Odată imunizați, mai are rost să mai purtăm mască, să respectăm acele măsuri de protecție împotriva COVID? Cu siguranță că da, pentru că noi ne vaccinăm acum. E clar că, asta vă spuneam mai devreme, am nevoie de o imunizare importantă. Dacă faceți un calcul, să vedeți că a imuniza 60% sau 70% nu e deloc ușor și ne trebuie un interval de timp, da? Mai ales că nu avem suficiente doze. Deci e vorba și de rapiditatea cu care vaccinăm, dar și de numărul de doze pe care le avem disponibil. Ce e important de spus e așa. Dacă mă vaccinez, în primul rând, nu mă îmbolnăvesc. Riscul de a transmite este categorii mai mic, nu înseamnă că e zero, dar e mai mic. Dar e clar că dacă vreau să oprez din punct de vedere mecanic pătrunderea virusului în căile respiratorii, adică la nivelul porții de intrare, îmi trebuie mască, îmi trebuie distanțare. Că altfel vaccinul are cum să-l oprească să pătrundă efectiv, nu? Deci e important ca aceste măsuri să vină împreună, pentru că eu dacă nu port mască în acest moment, ar trebui să știu că și persoana de lângă mine și persoanele de lângă mine sunt de asemenea vaccinate, pentru a avea o protecție comună. Cu acesta se va întâmpla. E clar că la un moment dat măsurile de relaxare, exact asta, asta o să însemne. Clar, relaxarea o să însemne, că probabil nu dintr-o dată. Masca nu o să mai fie purtată, de exemplu, în spațiile deschise. Deci, gândiți-vă, așa cum au fost măsurile restrictive, introduse pas cu pas, la fel se va întâmpla și cu cele de relaxare, dar hai să ne concentrăm pe ceea ce putem face acum, ca să ne fie bine pe urmă, nu? Am putea renunța în vară dacă, nu știu, există o imunizare de 70% până în vară. Am putea renunța la purtarea măștii, poate și în spații închise. Eu aș gândi o treptată, să vă spuneam. M-aș gândi la spațiile deschise și la reluarea unor activități în condiții de siguranță. Totuși, o mare diferență față de ceea ce se întâmplă acum. Pentru că în momentul de față nu putem face cel mai multe dintre aceste lucruri. Contează. Că va fi la sfârșit de vară, că va fi în toamnă, sigur că lucrurile astea se pot întâmpla, doar că nu trebuie să o luăm ca pe o dată de obligativitate pentru autorități, pentru că e clar că depindem dinamic de niște lucruri. Hai să vedem că aceste lucruri se întâmplă. Gândiți-vă că în momentul de față avem cât? Cam un sfert de milion de români? Ne trebuie mult mai mult, nu? Un calcul simplu ne spune că un sfert de milion înseamnă înțeleg extrem de puțin. Înțeleg că ministrul își propune 10 milioane până în toamnă. E posibil? Așa cum vedeți acum că se derulează această campanie de vaccinare? Nu e vorba, să vă spun, mai multe componente. Sigur că orice lucru e posibil când îți propui să faci, dar doar trebuie să vă gândiți și la sursa. Adică să avem acele doze, că ar trebui să avem cele 10 milioane, da? Și ca să vaccine 10 milioane, îți trebuie ori două doze de fiecare, nu? Îți trebuie 20 de milioane de doze pe care să le ai în România. Lucrul ăsta poate că va fi valabil când vom avea mai multe variante de vaccin, capacitate mai mare de producție, dar cel puțin dacă ne uităm la cifre, e destul de greu de realizat într-un interval scurt. Dacă faceți un calcul cât vaccinăm pe zi, mulțim cu 30 de zile, avem o lună, da? Faceți calculul câte luni sunt până în, hai să spunem, la 1 septembrie și atunci e totuși greu de crezut, dar se pot schimba aceste lucruri. Adică eu cred că fiecare lună va aduce schimbări și sper că în bine.